Salutare tuturor și bine v-am regăsit astăzi cu noul și incredibilul update. Așadar, este timpul să vedem ce oferă noua versiune a jocului care tocmai a fost actualizată astăzi și a fost și pusă în practică pentru că este miercuri și dacă nu știați de obicei update-urile au loc miercurea, cu câteva mici excepții pentru anumite dăți când nu s-a putut, în fine, este pentru altă dată acest subiect, haideți să o luăm cu începutul și să o luăm de sus în jos, cum face de fiecare dată, să analizăm fiecare loc în parte și să vedem ce schimbări au apărut. Păi, la prima vedere, la profil, văd că există un cadou acum pentru... a pentru ăsta, bă, era și cazul, că Na, adică măcar să știi pentru ce premii ajungi să te bați să faci nivel și văd că ăsta se dă la nivel 2, dar eu oarecum nu l-am, nu știu cum e posibil. Și e și mai interesant că zice că i-am dat și claim, ceea ce nu prea... Nu prea înțeleg cum este posibil și dacă dau să... Ha, am înțeles. Păi, da, nu știu cum aș putea să-l obțin dacă trebuie să fac nivel 2. Din păcate am 75. Acum o fi vina mea că am făcut prea mult level? Nu știu. În fine, văd că se dă loc la nivel 3, ceea ce este chiar surprinzător, după care avansăm și avansăm și avansăm și ajungem la nivel 60, 70, 80, 90 și nivel 100, unde se află emotul ăsta care, de altfel, pe cont propriu să faci nivel 100 este imposibil, deci nu știu. Mi se pare că cel mai mare nivel în momentul de față este vreo 96 sau 97 făcut legit și doar ca să vă fac o idee, ca să înțelegeți cum oamenii ăștia fac nivelul, practic își iau mașina și se plimbă pe toată harta până când meciul mai are, nu știu, 2-3 playeri până în ultima zonă, după aia se lasă omorâți și uite așa, Ajung să facă XP, dar ca este de vreo, nu știu, 001 sau 002, habar n-am să vă zic. Uh, da, ce să zic, din păcate nu o să am toate moturile din joc, o să mă mulțumesc cu faptul că le-am pe toate, mai puțin ăla de la nivel 100 și aici avem și glue-ul pentru nivel 90, ceea ce... Din nou, nu mă văd să fac. Na, asta e, să facă păia care sunt mai înfipți pe creier și să vrea să își ia premiile astea și văd că la... Astea cu rancul acum au schimbat și parcă arată altfel este și dacă dau la 19 i-a schimbat ce a schimbat? A, ah, de fapt nu pare să-i fi schimbat nimic dacă stau să mă uit foarte atent, ok, nu o să ne batem capul aici și mi se pare interesant că acum poți să vezi nivelul și de sus de acolo de la profil, adică nu știu, până acum nu prea puteai să vezi exact trebuia să vii la profil ca să vezi cât ai XP-ul și pe să vezi și nivelul, dar ei, dacă ai de gând să îți pui insigna cu rank acolo unde scrie pe dreapta nivel 75 cum scrie la mine, măcar o să poți să ai o idee la ce nivel ai rămas. Bun, și să vedem cu buia pesurile cum stăm. Bă, văd că acum ați apar toate buia pesurile, ceea ce era și cazul. Adică la pelit pesuri nu prea s-a vrut asta, dar aici au, 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 vrut. Și na, e interesant ce să zic, adică vezi nivel 205 pe 160, 200, bla 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 și pe ajuns la nivel 238 și pe -aia nivel 2024. Da, cel mai blestem nivel. Și apoi creștem și creștem și ajungem în ziua de astăzi unde este 96, dar nu asta ne interesează, să vedem ce mai ascunde pe aici profilul, deși nu cred că mai sunt alte chestii atât, atât, atât de ascunse cât să trebuie să fie băgate în profil maxim uh, poate nu știu pe aici se mai află ceva la recordings nu prea cred că este cazul nici aici și aici nu cred uh, da bun să trecem mai departe deci cu profilul am terminat 100% să vedem pe shop ce se află sunt uh, sunt chiar curios să uh, stai că nu înțeleg A, ah, deci practic acum poți să iei și Arma propriu zis, să nu știu cât costă ca să îmi fac o schemă în parte. O, oh, și avem o cutie nouă pe shop, stai așa puțin că nu vă supărați, adică colecția trebuie să rămână colecție, deci trebuie să ne aventurăm foarte frumos și evident că am luat-o chiar din prima cutie, doamne. E, așa, da, adică așa mai merge să vreau să mă uit să văd ce s-a băgat, ok, pe aici. Se pare cam tot, dar știu sigur că... Oh, 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 stați așa puțin că... Ceva îmi spune că o să trebuie să dăm multe cumpărări pe, pe videoclipul ăsta, din păcate. Uh, da, se pare că avem un nou gluol pe care nu cred că l-am văzut până acum un băgat în joc prea curând sau prea devreme sau cum vreți să spuneți. Asta știu sigur că a fost și asta habar n-am unde a fost de deci ce apare în partea stângă, dar Uh, aparent este singura care apare acolo. În fine să trece o Ia vezi și să nu crezi. Da, deci consider oficial că au apărut chestii noi peste tot, dacă au apărut și pe shop. Deci haideți să dăm în parte fiecare, mamă și costumul ăsta pe care am uitat că nu l-am, se pare că din Ăsta aveam doar pantofi, habar n cum este posibil. Ăsta, sincer, cred că pot să stau foarte bine fără să-l colectez pentru că avem și 266.666 de, de diamante și... Era frumos și ultima cifră să fie la fel, dar hai, nu, acum o să, o să dau totuși colect, că trebuie să, să mărim colecția, zic. Așa, și dacă dăm și mai departe, da, deci este foarte clar că au băgat chestii noi peste tot, și evident că am de gând să dau claim din fiecare parte, nu iert absolut nimica. Uh, ok, se pare că la face pentru trebuie să iertăm. Aici nu avem ce să luăm nici aici și mai că. Hai că e bine, nu aveam papuci de măcelar, dar aveam tot costumul, e super. Aici se pare că nu s-a băgat nimic nou, deși stai să mă asigur să nu fac, da, ok, bine totul. <gângânt> A, așa, oh, ia uite ce... Ce, ce backpack șmecher, oh, ce motocicletă la fel de șmecheră și aici nimic, aici nimic și aici nimic. Bun, mai departe, mai departe. De mai departe. Oh, oh, oh. Dar de fapt asta e asta așa. Dacă stau să mă gândesc cred că... Nu, ăsta sigur n-a fost băgat niciodată pe Europa și nici ăsta nu cred că a fost băgat. Știu că a venit fata la un moment dat la, nu știu, ori la Diamond ori undeva și după aia s-a renunțat să-l bage și pe ăsta. Dar știți ce? Acum că sunt aici, de ce să nu... De ce să nu... Știți voi, de ce să nu apăs aici și după aia să apăs și aici și după aia să apăs și aici și... Gata. Din acest moment se află doar 10 magic cuburi. Bine, și încă 15 pe care pot să le fac, dar astea cu altă ocazie. Ok, aici. Opa. Opa. Stați, stați, stați. Ce... O, oh, iau -i. oh. Opa, hai că parcă îmi place update-ul ăsta, deci până acum am văzut la haine de m săturat și văd că în continuare nu par să se oprească, ceea ce oarecum mă surprinde este că tichetele astea în sfârșit nu mai au limită, doamne, doamne, deci în sfârșit nu mai trebuie să văd acolo limit 20 per update, e super. Așa, dar... da, ce să zic, să ne continuăm treaba de am făcut-o și până acum și să continuăm cu claim-ul, doar că se pare că trebuie să dau jos pentru claim-ul ăsta și pentru claim-ul ăsta și pentru claim-ul ăsta și pentru claim, ăsta pentru claim, ăsta pentru claim Stai, 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 de ce face pinta mai este? Vreau să mă Ai de capul meu. Păi, deci când am niște idei să facă niște chestii, deci nu, 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 pur și simplu, nu, nu ai cum să negociezi cu ei ca să o pun exact cum trebuie să fie pusă. Mamă, avem și o, o stață de asta de șmecherandru, de ăsta șmecherandru cum este el și tunica de 5 tone pusă și la colecție și pantel, panta, panta, panta ăștia. Apoi urmați de Aladinii care sunt chiar din India și din Marrakech și de unde mai vreți voi să fie. După care, o mamă, am și de asta acum. Băi, repet, adică până în momentul de față e ok. E chiar ok ceea ce s-a adăugat în update. Nu m fi gândit în primul rând vreodată că o să văd așa ceva, deci wow, e e greu de crezut că chiar le-a trecut prin cap să să facă asta, nu știu, e incredibil. A, bun, și acum am colectat oficial în mod foarte clar tot ce exista pe aici, să le scot pe astea X, bun, deci dacă dau pe shop acum și dau la ar trebui să... Bun, le-am pe toate. Acum totuși nu prea știu cu tokenele astea cum o să facem pentru tichete, pentru că am destule etichete, adică nu este ceva care să mă supere atât de mult. Aici, în schimb, văd că se rebagă astea și nu ar fi rău să am și eu niște de-astea în plus și hopa. Voi păi, ceva îmi spune că o să am de jucat în cazul ăsta, pentru că văd că sunt multe skinuri și pe aici, și pe acolo, și pe acolo, doamne, deci nu, e... Wow, doamne, în sfârșit s-a terminat cu shop deci nu vine să cred că spun chestia asta, dar shop a fost starul principal pentru marea parte a acestui episod. Văd că pe aici nu prea s-a băgat nimica, au schimbat asta cu Lucky, acum ți pare că este Până la 100 și ai... O, oh, oh, ia uite! Asta înseamnă că au făcut la fel peste tot oare? Da, mă, fi atent! Băi, băi, în sfârșit! Mamă, băi, era și cazul să vedem o departajare între ceea ce e șmecher și nu. Interesant, interesant. Este surprinzător că le-a venit ideea și puțin nasol că le-a venit atât de târziu. Pentru că deja, nu știu, e... Da. Cam se fac șapte ani de jocul ăsta și după șapte ani să bage așa chestii, nu știu, e doar ceea ce cred eu că nu ar trebui să fie plauzibil și văd că acum apar și orele acolo sus lângă zilele cât durează fiecare ruletă și aparenta da, este peste tot la fel. Bă, ce tare asta. Uh, bun, hai să, da, hai să să luăm XM8, zic, poate pică mai devreme decât uh, Lucky-ul care chiar scrie acolo, poate... Poate își dorește să nu pusă să etichete. Of, dar ce bine că mereu am cum să alimentez și să fac magia să reapară și uite așa avem și skinul pe XM8. 2 Magazine, 1 Rate of Fire este, da, este ok, nu este cea mai strălucită combinație, dar Merge, merge. La boia Pest nu pare să fie nimic băgat nou, ceea ce nu prea mă surprinde momentan pentru că este în continuare în desfășurare și nu prea au cum să bage chestii. Ok, și trecem la evenimente unde sunt caracterele care au primit nerf și buff, dar nu prea o să stăm să ne batem capul cu astea cât o să ne batem a ah, ok gata nu mai trebuie să ne batem capul deloc uh, da deci practic hai să vedem Raiden ce a primit a primit uh... a ah, deci practic păi nu durează mai mult și poți să dai mai devreme decât era înainte manichinul ăsta durează mai mult și de nu este redus la Carolina increased movement speed ok ok deci asta înseamnă că acum o să poți să te miști cu shotgun-ul în mână și mai repede ceea ce e interesant, adică nu prea știu multe persoane care joacă Carolina special ca să joace cu sg dar începând de azi crezi că o să vedem mai multe. Apoi Nikita care a primit increase reload speed, da, am înțeles, skill cool un reduced, la ăsta increased movement speed, da, am înțeles, și Tatsuya skill cool ok, oh, doamne, Uf. Bine, adică nu sunt hater cu absolut nimic, dar... Tatsuya chiar se făcea prea repede abilitatea. Consider că este balansat acum. Nu o să zic nimic de rău pentru că n-am ce să spun. Așa și trecem la arme unde se află AUG-ul care poate să fie upgradat pentru a da mai mult damage. Asta o să... Asta o să fie interesant. Plasma acum o să poate să tragă mai repede și cu mai mult damage și chestii. Ok, o să... Cred că o să vedem mai mulți jucători de plasma în curând. Vectorul a primit magazine în plus, dar cine mai joacă Vector în ziua de astăzi? De magi în plus pe MP5, nu știu, e cam, uh, cam uh, periculos ceea ce tocmai au făcut. Charge buster cu minus damage, am înțeles. Deci practic l-au stricat și pe ăsta, că și așa nu era pop înainte. Acum o să fie dus de tot la... A, ah, au stricat bizonul că și așa nu ajungea că spargi vesta în două secunde, acum nu mai spargi deloc. Și evident că am lăsat cei mai buni, la urmă Trogonul care a primit încă un nerf, doamne, în sfârșit, oameni, deci să, să scape de arma asta, doamne, nu, 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 deci efectiv este groasnică, nu știu, dacă vă jucați Trogon, lăsați-vă de el că e groasnic. Cine a fost în primul rând cu ideea să bage așa ceva în joc, să știe de pe acum să se lase și să, nu știu, să-și caute o altă slujbă sau ceva și aici unde chiar puteam să vedem cu ochii noștri ceea ce s-a băgat. Doar că, ce să vedeți, nu prea am putut să mai aștept și am văzut eu personal și aici sensitivity Sensivity în 200. Ok, ok, o să, o să ajungem acolo imediat, dar până atunci haideți să... A, ah, gen asta e practic ce au scos și v-au băgat la meci cu am înțeles. Bun, hai să trecem acum la cardul Ăsta de sus că văd că tot aaa Păi și stai așa puțin că nu prea are sens. Deci există un weekly light care aaa îți dă 90 de diamante băi dar ce ce afacere bună ca și cum adică nu, nu, n-am cuvinte și ăsta care e 58 de lei fide de capul meu nu știu dar ultima dată când eu cumpăram chestia asta era mult mai ieftin nu știu era vreo 39 sau ceva și aproape Dublu, acum e wow. Așa, bun. Și acum să trecem pe la cele de sus pentru că astea au rămas încă neexplorate. Să vedem cu guild store-ul cum rămâne. Ok, a rămas cam la fel. Nu prea sunt chestii pe care să le spun pe aici. Să luăm și asta și ăsta. Și în rest nu prea pare să fie nimic schimbat. Să dăm și accept că văd că este cu cereri cu de-astea și la prieteni nu prea am mai văzut nicio schimbare în ultimul timp. Știu că platun ăsta vreau să-i modifice, să-l facă altfel sau să-l scoată, dar s-o fi răzgândit, habar sincer. Din punctul meu de vedere este una dintre cele mai inutile chestii băgate în joc pentru că nimeni n-a înțeles niciodată cum funcționează și nu cred că o să o facă prea curând și haideți să trecem la setări. Păi ce să zic, la setări mi se pare că era o opțiune aici care acum nu mai este, nu știu, pare că am liber tot meniul ăsta, dar vedem că este un loc mare pentru că acum sensibilitatea poate să fie dată la 200, vai de capul meu. Am uitat pe cât aveam free look dar pot să las la nou pentru că sincer nu prea sunt un fan bun și la setări este întrebarea. Oare ce au schimbat pe la controle? Văd că acum la Hold Fire to Scope precizează că este pentru sniper rifle, ceea ce nu mi-aduc aminte dacă era așa sau nu în trecut, dar posibil să nu fi fost și... Da, în rest nu prea pare să fie mare lucru schimbat. Doar dacă e ceva pe aici, uh, ia ste, să ne uităm pe butoane să ne asigurăm, văd... Uh... Da, toate par să fie la fel. Ok. În cazul ăsta, poate că update-ul viitor, cine știe, o să ne... Ia stai așa. Ia stai, stai, stai așa puțin. Ce caută vehicul în setări în primul rând? Nu, deci... Nu mi-aduc aminte să aibă setarea făcută așa și dacă dau pe... Oh! E, parcă așa mai vine acasă. Adică era și timpul să vezi niște schimbări. Bine, nu avem încă buton de frâne, dar... Hai să să zicem că este ok pentru că poți să muți marea parte a butoanelor pe care trebuie să le folosești în mașină și din nou mă repet nu știu cum de le-a luat atât în primul rând și ăsta cu joystick-ul practic da muți joystick-ul unde vrei nimic special. La auto pickup nu pare să fie nimic schimbat nici nu prea mă surprinde văd că la graphics acum este un like pentru ăla cu ultra da... Nu mă mai risc nici dacă mă pun ei. Ceva îmi spune că butonul pentru character voices nu era înainte băgat. Este dacă îl activez acum. Face ceva? Nu face nimic, nu? O face, nu o face. Pot să -l las înapoi dezactivat că sincer n-am de gând să stau să îi aud ca niște cărgăuni cum vorbesc și... Uh, a, asta e cu notificări, da, neinteresant. Ok, ok, ok și asta o să rămână off. Bun, am terminat în mod oficial și cu setările și acum... Mamă, avem statusuri în jocul ăsta, băi, asta e super, nu știu, nu m-aș fi gândit să, să văd așa ceva și uite, deci, la reddit -ul tim -ul acceptă team îți auto-acceptă team invite-ul, mamă, păi și dacă îți dă primul gen, te bagă cu el în lobby, asta ar fi puțin cam nasol dacă stau să mă gândesc, după aia este online care este basic, adică este ce a fost și până acum și dunată disturb care auto rejectează invite-urile, ceea ce evident că o să fie ceea ce eu o să am pentru totdeauna de acum încolo. A, ah, și gen aici văd la fiecare ce bulină are și văd că kid este cu albastru, ceea ce probabil înseamnă că este playing, pentru că E cam singurul lucru pe care pot să-l înțeleg. Uh, da, și în afară de asta nu prea pare să fie altceva schimbat. Bun, hai să trecem la Vault, unde... Băi, am colectat destule pe astăzi la Vault. Acum doar le dezcecuim să nu mai apar acolo și... Aici la fel și aici la fel și atât. Nu prea cred că au băgat ceva nou pe care eu să nu-l fi văzut. Poate... Nu, n au băgat nimic pe aici, niciun caracter pe aici, nimic nou pe aici, nici o mașină nouă, niciun banner nou și nimic nici aici. Deci putem să spunem pentru încă un update că nu avem nimic schimbat pentru marea parte a categoriilor, deci trecem mai departe cu weapon, o am aici, chiar sunt curios dar înainte hai să dau pe astea ca să nu mai apară ok, hai să o luăm cu categoriile sub machine ca nimic la shot ca nimic, la ăsta avem VSK ul oficial introdus doar că nu știu, nu nu prea văd un rost pentru... Ai că mi-a dat crește bine. Nu prea văd un rost pentru încă un sniper care acum practic face ceea ce fac și restul, doar că este mult mai târziu introdus. Da, chiar, chiar nu știu ce să zic. Poate mă înșel și de fapt este o armă foarte bună. N-ai de unde să știi, adică la fel am spus de multe lucruri și după aia au primit buff peste buff și după aia ghiciți ce? Au luat nerf peste nerf. Așa, bun. Hai să continuăm. Deci am rămas la armory, am rămas la others și da, nimic nou. Aici sunt 1197 și se cam împlinește dorința pe care am avut-o, adică să fie 1200 de arme înainte de sfârșitul lunii aprilie. Nu că par conta sau ceva, dar este o chestie pe care eu am un fix. Deci o să lăsăm Oh, cam era și cazul dacă stau să mă gândesc pentru că de aproape 2 ani se tot vorbește de un G18 Evo și în sfârșit este arătat și pe joc. Doamne, deci, wow, la prima vedere pare să semene foarte mult cu pistolul la pe care l-avea Tracer din Overwatch și cu care se pot mișca de colo-colo și Aici este elimination efectul, firing efectul și abilitatea este că dă mai mult, nu, inflict more damage. A, deci practic când ai mai mult HP decât din tăi, dai mai mult damage în ei. E... da, să zicem. În continuare nu prea știu când o să se oprească cu astfel de idei, dar mă rog, nu eu decid chestiile astea și emotul care, 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 da, exact ce am spus. Deci pare să fie așa inspirat puțin după Tracer și... Na, cam atât. Păi, da, o surpriză plăcută dacă stau să mă gândesc. A, și aparent au băgat pastea universale și pe Woodpecker. Da, cam, cam, târziu, adică am făcut și eu acolo multe între timp. Așadar, dar fără, dar și fără, poate să trecem la preseturi unde sunt curios dacă există vreun caracter nou care o să... Oh, băi, 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 băi nu, nu, vă puneți, mă, nu vă puneți, efectiv. Așa, deci el este Kairos și abilitatea sa este aparent împărțită în două abilități, la fel ca la... Cașmir, doar că ăsta e pasiv. Ha, barna cum o să funcționeze chestia asta, dar văd că în modul defense își recuperează câte 2 EP pe secundă până este full, ceea ce este cam asemănător cu ceea ce am spus și apoi breaker modul care se activează atunci când EP-ul este full și skill user hits first și și așa, așa, așa. Băi, o mecanică puțin complicată dacă stau să mă gândesc. Deci, practic, tot textul ăsta este că odată activată abilitatea breaker o să dai damage până când scutul inamicilor pe care îi lovește ajunge la 0 sau nu știu, 120% din damage pe care îl dai și după ce EP-ul tău ajunge la 0 ajungi din nou în modul defense. Da, un fel de cașmir pe steroiz, doar că este pasiv și mult mai avansat și, doamne, nu, nu știu de unde au ideile astea. Foarte, foarte, foarte ciudat, nu, am N-am absolut nicio... Oh. A, ah, are și voci, ce tare. Ia, de curiozitate, dacă apăs pe profil, oare ce mi-arată? Kairos, așa, zice că s-a născut pe 2 februarie, îi place să se cațere pe stânci, interesant. O, oh. da, ce să zic, acum fiecare cu ce îi place, nu am de gând să mă bag în viața lui, dacă lui îi place să se cațere pe pietre, toamne ajută, adică fiecare putem să o facem, nu? Acum dacă vă întrebați, încerc să caut să văd ce caracter nu are level 6 ca să văd dacă... A, deci practic trebuie să mă joc ca să iau bannerul. Hai că... Hai că, da, e, 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 super. Nu știu, cineva să le spună la băieții ăștia că n-am de când să fac asta, mai ales că acum nu pot nici măcar să mai maxez caracterele. Mamă, pe cu am level 12, vai de... Vai de mine și pe maxim 11, pe ăsta 6, da, nu știu, deci chiar nu, nu mă văd să mai mă joc cu caractere pentru banner-e. Măcar de era ca în trecut, dai cu cold sau cu fragmente, luai banner-ul și aerata se pare că nu prea se mai vrea chestia asta. Uh, bun, și acum ultima sau printre ultimele chestii de pe lista de astăzi. Hai să vedem întâi cu Legendary Outfit CS. Oh. ia uite tu ce se întâmplă. Uh, bun, și cum ar funcționa, este întrebarea mea. Vreau să vreau să știu de deci ce are două culori așa am ăsta. Am înțeles în mare parte, dar am văzut ceva acolo că este și fată și băiat cumva. Dacă chiar este adevărat și ăsta devine primul bundle pe care poți să-l folosești pe ambele caractere poți să fie destul de șmecher. Văd așa că vine cu în primul rând un duo emote după care un change pentru look și opa, stai că o să chiar e șmecher. Apoi o animație pentru când ajungi în lobby sau când accepti un invite. Ok, interesant. Când folosești medul îți cresc niște aripi când sari faci asta și când sari peste o fereastră. Da, cred că cred că o să le iau pe ăsta când sar peste ferestre. Parcă e mai șmecher așa puțin. E așa mai direct și trece la treabă, cum s-ar spune. Adică doar sar geamul și cam atât și vedem și un nou hyperbook care se cheamă Paradox și... Băi, încă de la prima chestie pare șmecher. Și ceva îmi spune că tematica update-ului seamănă foarte mult cu Hyperbook-ul, adică pare și lobby să aibă așa o tematică de asta așa cum este Hyperbook-ul și da, cu, complet cu siguranță asta este ideea, adică nu, nu, nu are cum să nu fie asta. Mamă, uite coasa asta cum arată, băi, ești nebun la cap, mamă, oh, mamă, mamă. Da, oficial, update-ul ăsta pe parte de chestii vizuale. Wow! Asta este una cap. Mai de cap, meu. Băi, super arată. Băi, nu, n-am -na, cuvinte. Cred că cea mai reușită armă dintre toate cu siguranță este. Doamne, băi, ești nebun la cap ce le-a trecut prin căpățâna lor seacă să facă și are 2 rate fire, 1 armor penetration și scade Reload speed N-am ce să mai zic, n-am cuvinte efectiv. E atât de mască sunt și ăsta este un uh, emoting emote din înțeleg care arată hyperbook ok și avem uh wow! <Credit noise> Asta este un skydive sau cum ia stai mă, cum se cheamă, că mereu uit denumirea, deci dacă dau vault uh, Collection parcă era ăsta. Uh, Skywing, așa bun. Deci dacă n-am zis uh, Skywing, este un Skywing. Dar uh, prevenind ăla, este <laughs> un... S wow, wow. Nu, nu știu, pur și simplu mă lasă mască fiecare lucru cu care avanse. Deci AK în primul rând este genial, nu am nimic de argumentat de negativ. După care coasa aceeași poveste e 100% printre cele mai speciale pe care le-am văzut vizual și ăsta care chiar dacă nu o să l-am niciodată să fie echipat wow, deci cel mai reușit Hyperbook 100% așa și trecem mai departe cu Trend Plusul unde ei să vezi și să nu crezi să înțeleg că asta e noua modă adică vor să bage costume aproape identice cu alea din Frozen, că nu știu ce să zic ea de pe spate. Pare să fie așa un fel de stil, dar nu este un stil pentru că teoretic este modă și... Da, nu știu de unde sunt fulgea sincer. Acum să vedem când o să apară și astea, pentru că dacă o să dureze la fel cum a durat pentru alelalte de sunt pe partea cealaltă, o să Așteptăm ceva timp. Așa, după care este aici un mare nimic și trecem la potențial unde. Da, exact ce ziceam. Deci sunt costume care încă nu au fost băgate, dar sunt aici de pluni bune și mai este și ăsta, apare în care doar a fost introdus și mașina la fel și ăsta la fel. Nu știu, sunt chestii care au fost puse și atât, s-au uitat complet de ele. Uite cum este și ăsta, spre exemplu, deși cred că cred că ăsta o să vină cât de curând posibil. Încă încă stau și mă gândesc pentru că și Angelica liștea fuma tot la fel au fost, au venit și după aia spre sfârșitul update-ului au apărut în cele din urmă, deci e posibil să se purmeze aceeași traiectorie. Așa, și a rămas un singur lucru, adică Taylor, unde evident că da, nu mai este nimic. Uh, da, cred că ultimul lucru ar fi păsta cu eroicul pentru moment, pentru că n-am de gând să mă aventurez în meciuri și chestii. Nu ăsta este scopul videoclipului de... Ena. Ia vezi tu că le-a făcut banere personalizate pentru Grandmaster la sezonul ăsta de battle rank. Și dacă dau la Clash Squad. A, ah, ia uite mă, la fel și aici. Băi, ești nebun? Mamă, fi atent ce banner au pus și ce avatar la Master. Bă, băi, băi, astea sunt chiar șmechere. A, ah, da, gen, nu mai sunt avatare la Heroic și acum sunt la Master. Hai că ne-am șmecherit și aparent la ăsta, la Elite Master acum se dă un skin pe armă care aparent, da, se dă și aici. Bă, da, interesant, dar. În continuare nu prea mă văd să vreau să mai joc atât de mult rank în prostie. Da, adică perioada mea a trecut de foarte mult timp, dar mai prefer așa să mă aventurez să mai văd ce se află pe aici și pe acolo și. Da, sunt lucruri și pe acolo, și pe aici și pe dincolo, și... Oare cu ăsta ce s-a mai băgat? Da, apare nimic. În cazul ăsta consider că pentru moment o să ne oprim aici. Nu cred că are rost să mai spun altceva pentru că mai mult ca sigur videoclipul ăsta este foarte lung. Deci o să închem totul aici pentru o primă impresie. Pot spune din start că sunt șocat pe partea de skinuri care au fost băgate la începutul update-ului nota pe 1000 din 100, nu știu, orice vreți voi, nu mai interesează, a fost genial tot. Singurul lucru pe care vreau să-l spun este să țină totul tot așa și chiar are un viitor în continuare jocul ăsta. Am fost sceptic în ultimul timp pentru că erau chestii care pur și simplu nu și aveau rostul în jocul ăsta, dar... După ce am văzut acum, poate că încă e o speranță. Așadar, să nu se piardă este ceea ce sper și asta o să fie totul pe ziua de astăzi. Deci sper că v-a plăcut dacă ați ajuns până în acest moment și nu știu dacă chiar ați ajuns să vă mulțumesc. Și acum vorbesc cât se poate de serios, adică nu știu cât de multe persoane stau până în acest moment ca să asculte cuvânt cu cuvânt ceea ce eu spun, deși pe de-o parte poate înțeleg pentru că și episoadele apar destul de târziu după ce sunt filmate și nu ăsta este planul, nu vă gândiți că eu așa vreau să le fac pentru că așa am chef, dar când se întâmplă, se întâmplă, nu am cum să sfidez legile fizicii, graficii și tot ce mai există, deci ne oprim aici, sper că v-a plăcut tot și așa cum o spun de fiecare dată, nu uitați să apăsați pe cel buton de like dacă v-a plăcut acest episod și vreți să arătați un mare suport. De asemenea, nu uitați să vă abonați în cazul în care sunteți noi pe aici și dintr-un anume motiv vocea mea foarte suavă vă poartă în lumea viselor și ajunge să vă încânte cu și nu în ultimul rând nu uitați să le dați un share prietenilor voștri care se joacă Free Fire și încă nu au auzit de mine iar noi ne vedem cu următorul episod care o să fie ceva ce nu anticipați 100% nu anticipați deci tot ce pot să vă zic este că o să apară și ne vedem atunci până atunci, da, din nou să ne auzim cu bine